Victor Ponta face ravagii, Ghimai are multe de spus. De unde pornesc toate dosarele? Fostul premier Victor Ponta susține, într-un interviu pentru Stiri.ro, ce nu a fost la întâlnirea pe care o invoc Sebastian Ghiță, Laura Codroacovesi. Ponta este convins că Sebastian Ghimai are multe de spus. Sebastian Ghimai a arătat, deocamdată, un lucru pe care eu le știam, anume ce a avut o relație veche de prietenie profesională cu doamna Covesi, cu domnul Dâncu, cu domnul Maior, cu domnul Dragnea, cel cunoate pe domnul Dragnea dinaintea mea. Ce am pierdut eu alegerile prezidențiale, niște oameni au vrut să-i arate lui Iohannis ce sunt cu el, nu sunt cu Traian Băsescu. Într-un mod destul de rudimentar a început cu dosarele i toate acuzaile astea. Pe bun dreptate, Ghi a fugit din ari, pentru ce atunci când te anchetează unii ca portocal, nu poți să crezi ce se face dreptate. Eu vă spun ce i-am văzut pe procurorii de la Ploieti, totul este o bedărenie. Tii cum a fost cu dosarele lui Ghi? Cai cum ai luat niște ciobani de pe stradioi cui se fac analize la burs, cam sta este nivelul intelectual, a spus Victor Ponta. Victor Ponta susține că el nu are imaginile de care vorbește Sebastian Ghi. La întâlnirea de care el vorbește eu n-am fost. Noi suntem prieteni de familie și ne vedeam împreună cu familiile. Socrul domnului Ghi este cel mai serios român, un om aezat, care a muncit. Dacă doamna Covesi îmi spune ce socrul domnului Ghi a minat, eu asta nu cred. Sunt convins că există. Nu mi le cere mie, ce nu le am. Sunt convins ce mai are multe de spus domnul Ghi, dar nu le spune pentru ce este via lui. El vede faptul ce oamenii tia falsific probe, falsific dosare, deci nu poate fi convins ce doar spunând adevărul repete se câtige, a mai spus Ponta.